politică, eu vă vor răspunde la o analiză pe care o facem. Deci exact, să meargă cu dumnealui de mână până la domnul Orban, cum a procedat și cu doamna de la protecția copilului. Vă place așa să-l vedeți de gând de mână într-una la domnul Orban pentru problemele liberalilor? Deci chiar nu vreau să răspund la întrebările vis-a-vis de domnul Filipescu. Deci aici nu e chestiune politică, e economică. Noi vorbim de o analiză financiară la ECOAPA, de un mandat asumat de actualul director general, de indicatori care urmează să fie, pe baza indicatorilor urmează să fie analizat pentru mandat, pentru remunerația pe care o primește și pentru activitatea societății pe cei următorii 4 ani. Deci vreau să vă transmit un singur lucru. Ne dorim doar atât. Prețul la apă să nu mai crească. Ne dorim ca pierderile să, din rețea să nu se mai regăsească în facturile cetățenilor. Ne dorim o societate care să genereze profit și împreună cu primăria Călăraș, la nivel de municipalitate, să reușească să schimbe și ce a mai rămas de schimbat din rețele de apă, iar acest proiect pe POIM să se realizeze. În viitor vă gândiți la o candidatură politică? Nu. Rolul meu la Consiliul Județean este cu totul altul. Nu neapărat la Consiliul Județean, da? În altă parte. Este și doamna Stănescu aici. Dacă mi-aduc aminte, la prima emisiune de la Antena 1, am spus că în momentul în care nu voi avea rezultate la Consiliul Județean, voi pleca. Deci îmi doresc ca în urma mea să rămână ceva. Cel puțin la nivel de județ sau la nivel de municip. Deci nu candidat pentru nicio funcție. Nu. Nu amenințați pe nimeni. Bine, amenințați în ghilimele. Nu. Deci cei din sondaje pentru primărie să răsuflă liniștiți. Da. Oricum luați locul ultim, nu era o problemă asta. Dar important e să participi. Domnul președinte, apropo de relația cu primăria Călăraș, aducerea la starea inițială a drumurilor pe care s-au efectuat reabilitări ale rețelei de apă canalizare. S-au efectuat că noi toți simțim în trafic disconfortul ăsta zilnic. Ne-am rupt mașinile. Ce se întâmplă? Ce știți? Eu am urmărit cu atenție hotărârile de Consiliu Local și ultimele ședințe pe care primarul Călărașului le-a pus pe ordinea de zi. Am văzut foarte multe proiecte care urmează în perioada următoare să realizeze la Călăraș, inclusiv străzi. Am văzut că pe strada Mușețelului chiar s-a început asfaltarea. Pe Cuza Vodă, dacă nu mă înșel, am văzut iar că se lucrează. Da, asta e întrebarea. De ce nu s-a făcut pe banii celor care au executat lucrări pe fondul de rulment conform contractului? De ce a trebuit municipalitatea să împrumute? Acolo au fost niște firme care n-au adus la starea inițială drumurile. Să împrumute municipalitatea. Primăria s-a împrumutat. Treaba lor ce au făcut. Dar e corect vis-a-vis de contracte? Pot să vă spun doar atât că... Da, mă, dar și starea inițială era deplorabilă. Totul e deplorabil. Deci, lucrările au avut o garanție. Într-adevăr, nu s-a intervenit pe toate străzile municipiului pentru a fi readuse la starea inițială la momentul respectiv. Dar acum, după ieșirea din garanție de la CLO, se poate interveni pe străzi și se pot realiza... Când s-a ieșit, domnul președinte, din garanție? Când s-a făcut recepția și când s-a ieșit din garanție asta? Ce? Că noi nu știm. Din garanție s-a ieșit anul trecut. Anul trecut? Da. Decembrie 2016. Domnul Grama, revenind la pierderile de apă pe care nu le-ar mai suporta cetățeanul, așa să vă doriți, cum se va reflecta asta asupra societății EcoAqua? Pentru că sunt destul de mari și bănesc că vorbim de sume uriașe. Dacă ne puteți spune estimativ cam la cât se cifrează pierderile anual. Și în raportul făcut de Consiliul de Administrație la, pentru a putea înainta scrisoarea de intenție a directorului general, pierderile au fost evaluate și dimensionate la 53%. E normal ca cetățeanul să nu plătească decât ceea ce consumă și nu ceea ce se pierde. Din rețea, poate ceea ce se... racordurile ilegale care se fac la Călăraș sau rețeaua care nu corespunde pe anumite zone și are pierderi foarte mari. Este ceea ce îmi doresc să se întâmple în perioada următoare, pentru că inclusiv la mine acasă
nu-mi convine factura de la EcoAqua, care pe lângă consumul real înregistrează și un coeficient de repartiție sau înregistrează sume care nu sunt justificate sub nicio formă. Cred că EcoAqua, ca și operator, nu să spun că poate suporta pierderile, dar EcoAqua, ca și operator, poate genera un profit care să acopere cheltuielile, atât de personal, cât și de investiție viitoare, și să rămână în continuare profitabilă. Profit din ce? Dacă 50% reprezintă pierderi, adică mie mi se pare peste 50%. Pierderea uriașă. Și de asta mă gândesc că impactul final asupra societății s-ar putea să-i pună în situația de a sucumba. Nu. Deci pot să vă spun că lucrurile se vor face treptat, venim cu această pierdere din istorie. Nu venim de 6 luni de zile, venim din istorie. Nu știu care au fost măsurile până acum pentru ca această pierdere să fie diminuată. Știm cât reprezintă în cifre pierderea lunară? În cifre nu știu, în cifre... Estimat măcar. Gândiți-vă că EcoAqua la momentul ăsta, dacă vorbim de pierdere și vorbim de acest coeficient de repartiție, nu există pierdere la EcoAqua. Pentru că e facturată pierderea. Bun, atunci din factură, cât reprezintă pierderile acestea stradale sau cum să le sunt pe acele repartiții? Adică ceea ce plătim noi în plus, aproximativ cât reprezintă din... Păi cred că dumneavoastră plătiți în plus acel coeficient de repartiție care e pe acea factură. Dar nu plătim alea 53%. Nu plătiți acele 53%. Deci cheltuielile de repartiție, coeficientul ăla de repartiție se plătește. Eu îmi doresc ca acel coeficient de repartiție să dispară din factura consumatorului. Deci este vorba exclusiv despre coeficientul de repartiție, iar nu de pierderile. Nu. Iar contoarul de la intrarea din bloc și contoarul de la locatarii de pe scara X să nu mai suporte modificări vis-a-vis de factură la nivel de sumă. Da, EcoAqua spune, și într-un fel îi dau dreptate, așa scrie și în lege, facturarea se face la intrarea în bloc. Da, corect. Și așa spune. Și atunci dumneavoastră cum e din mine? Deci noi vorbim de un contoar care monitorizează apa pe scara respectivă a blocului. Și pierderile sunt la locatari. Acel coeficient vine suplimentar față de consumul care intră în scara blocului. Nu. Dar cum? Suplimentar față de ce? Față de contorul meu. Dar nu este suplimentar față deci de contorul meu. Noi ne dorim într-un final. Noi ne dorim ca să reducem facturile prin eliminarea acestor plăți nejustificate. Am înțeles, dar cum veți face asta? Asta am și spus până să veniți dumneavoastră. Am spus că vom face o analiză în perioada următoare, până la sfârșitul lunii decembrie, când va avea loc evaluarea directorului general, împreună cu direcția economică și cu direcția tehnică de la EcoAqua, ca să avem o soluție finală pe care o vom pune și o vom prezenta opiniei publice și vom stabili o strategie pentru o perioadă următoare.